În cartierul Decebal din municipiu, băncile din fața scărilor de bloc au devenit ținta actelor de vandalism. Aproape la fiecare bloc poate fi găsită câte o bancă de la care lipsesc lamelele sau în alte cazuri cu lamele rupte în mod intenționat. Deși vecinii din cartier se feresc să vorbească, semn că nu au văzut și nu au auzit nimic, sunt voci care spun că actele de vandalism sunt săvârșite de către tineri teribiliști, care seara, probabil de plictiseală, vor să-și demonstreze forța prin distrugerea mobilierului stradal. Astfel de bănci vandalizate sunt descoperite zilnic în oraș de către lucrătorii societății Giurgiu Servicii Locale, care sunt opriți de la alte lucrări prioritare pentru a înlocui băncile rupte. Potrivit directorului societății, George Pălălău, actele de vandalism în Giurgiu au atins o cotă alarmantă. De exemplu, de la începutul anului și până în prezent s-au înlocuit circa 1600 de lamele, iar costul pentru un asemenea serviciu se ridică la circa 25 de lei pe lamelă. La un calcul simplu reiese că până acum s-au cheltuit circa 400 de milioane de lei vechi numai pentru repararea băncilor distruse. În oraș sunt însă și foarte multe bănci al căror lemn s-a deteriorat de la sine. Sunt vechi, așa că au început să cedeze sub greutatea celor care le folosesc. Conducerea Giurgiu Servicii Locale promite însă că acestea vor fi înlocuite după ce se va face o inventariere a zonelor cu mobilier stradal vechi.